Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Traficul, comportamentul în trafic este subiectul emisiunii din această seară. Ieri a avut loc un accident chiar în centrul municipiului Iași. S-a vorbit despre el, un accident care suscită discuții și dezbateri. Haideți să urmărim mai întâi un scurt material și apoi ne întoarcem la tema discuției de la Vocile Iașiului din această seară. La 24 de ore de la accidentul de la fundație, în urma căruia o auto-utilitară a fost proiectată după o tamponare în pasaj și a căzut de la o înălțime de 10 metri, reprezentanții primăriei Iași spun că nu e nimic în regulă cu semnalizarea ori șantierul din zonă, ci de vină sunt șoferii neatenți. Practic avem toate aprobările în ceea ce privește organizarea de șantier de la instituțiile abilitate. Mai mult decât atât, știți foarte bine că poliția rutieră a instalat în zonă o semnalistică rutieră care avertizează că în zona respectivă au loc lucrări și modul cum este dirijată circulația în intersecție. Incidentul de ieri s-a întâmplat după ce o șoferiță care cobora de pe Bulevardul Copou nu a acordat prioritate, iar astfel de situații sunt frecvente în zonă. Ar trebui dat drumul la semafoare, semaforizată intersecția asta. Am înțeles că mașina care a fost vină era de vastului, deci vă dați seama, noi care suntem din localitate, ne uităm cât de cât, știm intersecția, dar cel de la Vaslui nu s-a uitat la semne. Ar trebui ca semafoarele, chiar dacă sunt provizorii, să funcționeze. Cele două victime ale accidentului de ieri sunt în afara oricărui pericol. Șoferul este internat la Spitalul Sfântul Spiridon. Pasagerul din dreapta a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie. Cel de 57 de ani, pasagerul de pe scaunul din dreapta față, care a necesitat o descarcerare prelungită, a fost evaluat și pentru traumatismul craniocerebral și de coloană cervicală. Pasajul subteran din zona fundație ar trebui să fie gata la jumătatea lunii august. Termenul de finalizare a fost amânat însă de 5 ori până acum. Neatenția, desigur, cauza a acestui accident sau una din cauze, discuții au fost și asupra modului în care este indicată acea intersecție, care sunt indicatoarele. Discutăm despre trafic și plecând de la acest caz, de la acest accident, împreună cu Liviu Zanfirescu, comisar șef la Poliția Rutieră Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bănuiesc că nu, dumneavoastră, polițiștii, nu comentați foarte mult cât de bine e semnalizat, cum e semnalizat, dar haideți să facem din punctul dumneavoastră de vedere. În materiale am văzut opinii ale primăriei, am văzut opinii ale cetățenilor din zonă, șoferi. Cum vede poliția municipiului așa acest caz? Sigur, e un caz special datorită șantierului de acolo. Da, în primul rând vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să recunoaștem și totodată să o spunem că mass media este una dintre cele mai importante instituții cu care poliția, dar și alte instituții realizează prevenirea. Fie că e în domeniul rutier, fie că e în alt domeniu, oricât am face noi și am stabilit strategii, fără presă, fără radio, televiziune, nu reușim, așa că mijlocul, repet, vă mulțumesc. Înainte de a începe, am uitat ceva, trebuie să fac o specificare. Telespectatorii care doresc să ne scrie, să adreseze întrebări pentru dumneavoastră, pot scrie la adresa de e-mail știri.iași@digi24.ro, adresă afișată și la noi pe ecran. O repet, știri.iași@digi24.ro. Domnule comisar șef, vă rog, discutăm despre acest accident, un tablou general. Sigur că da, din nou o să încep cu ceea ce a spus dumneavoastră la început și nu ne-am vorbit și eu mi-am notat aici, fără să știu formatul emisiunii sau tematica. Bineînțeles că am intuit că e vorba despre accidentul de la fundație de ieri, însă dumneavoastră a spus despre comportament. Și acum să revenim la tot felul de accidente și sigur că o să-l accentuăm pe cel de ieri, de la fundație. De fiecare dată încercăm să culpabilizăm pe cineva, fie că este un șantier, fie că este o intersecție dirijată prin indicatoare, prin marcaje. Fie că nu sunt indicatoare și sunt marcaje, fie că sunt marcaje și nu sunt indicatoare. Sunt lucrări, sunt semnalizate corespunzător sau nu. Eu trebuie să spun și să informăm pe toți cei care ne privesc, ne ascultă, că poliția are obligativitatea de a urmări tot timpul orice lucrare la nivelul infrastructurii sau care are acces la drumul public, astfel încât acestea să fie avizate, să fie autorizate și să respecte condițiile pentru că așa cum s-a avizat. Pentru că fiecare constructor, fiecare solicitant depune un proiect spre avizare la Poliția Rutieră. Atunci depinde când de anvergură. Exact. E posibil ca acel aviz să fie dat de noi sau de Direcția Rutieră București. Nu toți respectă condițiile impuse pentru desfășurarea lucrărilor. Aș putea să dau exemplu zona Bucium.
unde noi ca polițiști rutieri ne-am confruntat la modul cel mai serios cu probleme privind sistematizarea lucrărilor, cu probleme de trafic, astfel încât împreună cu Primăria Municipiului Iași am reușit să creăm două sensuri de circulație dimineața spre municipiul Iași, apoi am schimbat două sensuri acordate pentru ieșirea din municipiul Iași spre Bucium, în funcție de valorile de trafic și de circuitul mijloacelor. A fost și amendată acea societate. Nu mai vorbim de amenzi, pentru că de multe ori s-a dovedit că amenzile nu rezolvă problema, ci modul cum se conștientizează că într-adevăr se creează un pericol sau generăm prin acele lucrări, chiar dacă finalitatea va fi în folosul tuturor, dar că nu se respectă cadrul impus de la început pentru desfășurarea lucrărilor, sigur că se generează un risc rutier. Să revenim la fundație. Vă rog. Desigur că toți suntem... Este o intersecție complicată, așa cum este acum cu tot cu șantier, cu câteva marcaje care... Nu este o intersecție complicată. Pentru cine are abilități de conducere bine dezvoltate, nu este o intersecție complicată, însă trebuie să fac precizarea că dacă în materialele prezentate de dumneavoastră, chiar de la început, nu numai de dumneavoastră, de toată mass media, că respectiva conducătoare auto este din Vaslui, doar mașina este de Vaslui, dar persoana de la volan este din Iași. Adică subliniați că cunoștea intersecția în fond. Sigur că da, însă eu vreau să vă spun că sunt foarte multe situații în care chiar participanți la trafic din municipiul Iași produc accidente pe fondul neatenției. Fie că se gândesc în altă parte, fie că nu sunt atenți la indicatoarele instalate recent. Însă dacă ies, și sigur că aici vreau și eu să accentuez cu privire la accidentul, condițiile în care s-a produs accidentul de ieri de la fundație, destul de grav și putea fi foarte grav, puteau fi doi morți acolo sau mai mulți dacă mai erau și lucrători, sunt indicatoare în zonă, sunt marcaje, numai că nu toți le respectă. Apoi, știm cu toții că autoturismul care a produs accidentul circula pe Bulevardul Carol cu direcția Piața Unirii, să spunem. Intra în sensul... Avea, în sensul cedează trecerea, avem și marcaj perpendicular pe direcția de mers, de oprire, adică linie continuă, însă cei care au prioritate nu acordă suficientă atenție pentru a-și asigura securitatea deplină. La ce mă refer? Circulația este pe două benzi acolo, dar la un moment dat apare și a treia bandă, cea care asigură traficul spre șoseaua Păcurare. Și sigur că trebuie un plus de prudență, pentru că acolo nu sunt lucrările terminate, ceea ce se vede și adică, prin indicatoare. Dumneavoastră, practic, spuneți sau sugerați că cei care au prioritate tot trebuie să aibă grijă, e o intersecție aglomerată și se circulă mai cu viteză mai mică? Oricând au fost probleme și s-au comis accidente de circulație în intersecții. Nu contează intersecția la care facem referire. Uneori au fost și două mijloace de transport, fie chiar și cu salvare s-a întâmplat. E vorba de comportamentul la volan la urma urmei, pentru că așa s-au întâmplat accidente cumplite, groaznice, cu morți, în condițiile în care avem toată sistematizarea posibilă. Dar din fericire aici nu a fost cazul. Să luăm accidentul de pe 8 septembrie 2012, din spate la Antibiotice, la calea ferată. Erau absolut toate indicatoarele acolo. Adică dacă le sfidăm, dacă nu ne uităm, dacă circulăm ca în junglă, nu se poate. Adică de aia se produc atâtea accidente. Eu nu acuz, nu fac acuzații, dar rolul nostru este de a conștientiza care sunt pericolele. De a solicita să se păstreze, să se respecte. Nici noi nu rezolvăm problema prin a aplica sancțiuni și a ridica permise cu sacul. Deci nu este o soluție. Soluția este ca împreună să fim bine informați de ce se produc accidente, care sunt cauzele adevărate, așa ca să dăm vina că este șantier, că nu-i marcaj suficient. Sigur că și marcajele rutiere sunt o problemă și trebuie să o recunoaștem. Dar când ai un șantier într-un oraș, într-o localitate, trebuie să ținem cont că avem de-a face cu un șantier, adică să fim puțin mai prudenți. Nu vreau să aduc acuze conducătorilor auto. E valabil și pentru noi, și pentru mine, pentru polițiști, pentru toți. Toți suntem participanți și avem de-a face cu același trafic rutier. Ține însă cât de mult
conștientizăm că fiecare putem fi victimă sau putem fi autor. Nu contează cine suntem. Aici vorbim despre... Că-i femeie, că-i bărbat, vorbim... că ai abilități sau că nu le ai. Domnule comisar șef, în acest exemplu, din accidentul de ieri, vorbim despre viteză mare? N-aș putea spune că e o viteză mare pentru că e intersecția. Asta se va stabili în cazul în care va fi necesară o expertiză. Dar așa, la o scurtă privire, așa cum este acea intersecție, nici nu pot să-ți permit să circul cu viteză prea mare. Mă gândesc că dacă ar fi fost o viteză prea mare, rezultatul de ieri, sau consecințele, mai bine spus, erau mult mai grave. Tot acolo avem accidentul cu tramvai și cu un autoturist care parcase pe linia tramvai, care în zona de preselecție aștepta la semafor pe sensul de mers al tramvaiului. Și atunci au fost atâtea acuze, că nu avea ce căuta conducătorul autoturismului pe acea bandă. Bineînțeles, dar n-are rost să mă întorc foarte mult în timp și să dau exemple de alte accidente, însă eu vreau să scot în evidență comportamentul la volan. Fără a aduce acuze, repet, a treia oară, vreunei categorii de conducători auto. Însă, sigur că lucrăm cu cifre, cu statistici. Din statistici rezultă că foarte multe accidente, din nefericire cu consecințe deosebit de grave, sunt produse de tineri, bărbați și femei, cu vârsta între 20-27 de ani. Apoi curba coboară un pic. Spun cu consecințe deosebite pentru că sunt accidente cu 2, cu 3 morți. Noi nu, când eu vorbesc, nu mă refer numai la ceea ce se întâmplă în Iași, pentru că noi trebuie să avem o atitudine la Iași, ținând cont cam de ce se întâmplă în toată țara, cam care sunt cauzele accidentelor rutiere. Și de aceea și modul nostru de acțiune este pentru a descuraja comportamentul necorespunzător la volan. Domnule comisar șef, vă întreb numai puțin. Președintele Camerei Taximetriștilor din Iași se alătură dialogului nostru, domnul Manolache, Mircea Manolache, bună seara! Bună seara! Domnule Manolache, puteți să ne spuneți care sunt principalele lucruri care vă nemulțumesc, de exemplu, în traficul din Iași? Pentru că suntem la o discuție care pleacă, sigur, de la accidentul de ieri din fundație, dar este extinsă la tot traficul din Iași, de fapt. Da, bună seara, salutare tuturor celor din studioul dumneavoastră, în primul rând domnului comisar șef Dan Firescu și dumneavoastră. Sigur, evenimentul de ieri n-a fost unul foarte fericit, atât pentru cei care lucrează zi de zi cu siguranța circulației, mai ales celor care la ora asta au de suferit pe motivul că în anumite zone a orașului se lucrează intens, din punct de vedere al... Scuzați-mă că sunt undeva mai departe de Iași, dar referitor la faptul că se lucrează intens, asta spuneam, în municipiul Iași, e un lucru foarte important pentru noi, pentru că în acest sens se schimbă foarte mult fațada și fața municipiului. Dar din punct de vedere al traficului. Dar... Corect, aici vreau să ajung. Din punct de vedere al traficului, sigur că sunt nemulțumit, atât la nivel de inspectorat, eu sunt convins de asta, cât și la nivel de operator de transport taxic. Aici mă refer și vorbesc în calitate de președinte Camerei Taximetriștilor și de reprezentant al unei firme de transport taxi. Nu, nemulțumirile sunt clare, dar asta e, n-avem ce face, deocamdată... La nivelul inspectoratului, numai o secundă, la nivelul inspectoratului nemulțumirile sunt legate de cazurile în care firmele care fac lucrări nu semnalizează corespunzător acele lucrări și de neatenția șoferilor care se intersectează cu asemenea șantiere. Care sunt ale dumneavoastră? Da, din punct de vedere, zic eu, e pentru că fluidizarea traficului nu se poate face foarte bine în aceste situații, în locurile unde se lucrează, adică în acele puncte de lucru. Da, din punctul meu de vedere, sigur, noi activitatea de taximetri fiind o activitate intensă și o completare, practic, a transportului în comun, noi deranjăm. Ce-i drept, și domnul comisar șef Zan Firescu cunoaște foarte bine această problemă. Am avut întâlnire cu dumnealui la sediul poliției municipale
cu biroul județean și biroul municipal al Părinții Rutiere. Nemulțumiri sunt clare, foarte multe, din rândul nostru. Dați-ne câteva exemple. Poftiți? Dați-ne, vă rog, câteva exemple. Un exemplu foarte clar. Spre exemplu, la fundație. De ce? La fundație noi nu avem o stație de taxi. Avem doar un loc așa de parcare, dar sporadic, pentru că la casa studenților acolo, după cum bine știți și dumneavoastră, se adună foarte mult taximetriști. Pentru cafea, pentru pauză de masă, mă rog, și acolo zona aceea este foarte aglomerată. Să nu credeți că nu conștientizăm. Sigur, dar nu avem o altă alternativă. Dacă am avea o stație de așteptare de taxi, cu siguranță noi am folosit-o pe aceea. Dar neavând o altă stație, stăm acolo. Ei, din acest punct de vedere, eu consider că acolo, în zona aia, trebuie cumva fluidizat traficul foarte bine. Doi, semnalizarea în zonă nu este foarte vizibilă. Deci mă refer la toate însemnele de circulație. Vedeți dumneavoastră? Indicatoarele din intersecție. Indicatorul din intersecție, din punctul meu de vedere, și vă spun și de ce, intrăm în rond. Odată ce noi intrăm în rond, în mod normal, ar trebui să dăm prioritate de dreapta celor care coboară din copo. Ei, ajungând în intersecție, automat noi trebuie să cedăm. Ei, nu-i corect. Odată ce eu vin din copo, pe un bulevard, da? Pe un drum cu prioritate. Am intrat în sens dator, ar trebui să dau de dreapta. Ei, nu se aplică în condițiile legii ordonanței 22, dar în condițiile astea, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit acolo analizat foarte bine în Comisia de Circulație a municipiului Iași să se revină ca drum cu prioritate. Pentru că acel sens dator, din punctul meu de vedere, creează probleme. Nu numai mie, cel care sunt și locuiesc în acest municipiu, vă dau seama, acea doamnă din Vaslui, nu știu dacă ea s-a... Mașina e din Vaslui. Mașina, nu știu. E mai complicat. Eu, din punctul meu de vedere, consider că la această oră nemulțumirile sunt destule în rândul operatorilor de transport și a taximetriștilor, atât independenți și cei care lucrează un dispecerat taxi. Pot aduce la cunoștință câteva nemulțumiri. Câteva exemple, da. Cea din Soțeaua Nicoina, spre exemplu, de la capăt Cug, de la capăt, nu de la rond, că tocmai de la capăt, și până în podul lor sunt probleme. În fiecare dimineață mi-a cam 20-25 minute ca să traversez practic partea de în podul lor și până la capăt Cug. Pentru că ăsta-i traseul meu și totodată la 7:30 plec de acasă undeva din stația Pădure spre Copou, până la Negruțe, să las copilul la școală. Iar o problemă. Adică vă doriți fluidizare, să existe o fluidizare pe această Nicoina. Am văzut asta și în ziar, nu știu în ce ziar am văzut, chiar se vorbea de acel PUG și planul urbanistic general. Planul urbanistic general. Da, planul urbanistic general. Da. Ar fi o idee, sigur, am văzut acolo niște propuneri cu pasaje, cu traversări pe sub Nicolina și pe sub Bahrui. Da, toate astea trebuie făcute pentru că, după cum știți și dumneavoastră și domnul comisar Șezan Firescu, în 90 nu erau foarte puține mașini. Chiar, mai dați-ne, vă rog, un exemplu ca să fie trei. Ne-ați dat cel cu prioritatea de dreapta din... Da, mai avem pasajul de la țigarete, pasarela, așa acolo se circulă foarte... Nu este gata, da. Păi nu este, sigur. Așa acolo e o problemă. Și mai avem partea asta care, zic eu, bazarul vechi și până la Cotnari. Vă spun tot timpul, sunt probleme, sunt blocaje, mă rog, trebuie fluidizat toate arterele astea, Socola, Nicolae Iorga și partea elaltă. Principala problemă este fluidizarea, per ansamblu. Eu așa zic, fluidizarea și totodată aș mai face o recomandare cu invitatul dumneavoastră, domnul comisar Zan Frescu. Atât dumnealui cât și eu suntem activi în Comisia Municipală de Circulație. Comisia de Circulație. Da, trebuie în mod frecvent să pispănă în toate modurile civilizate și democratice să ia practic hotărâri referitor la stații de așteptare acolo unde ar trebui și putem să remontăm din punct de vedere al circulației, să nu deranjăm și să nu obstrucționăm circulația în zonă, pentru că taximetriștii sunt o problemă, recunosc asta, n-ar trebui să o fac pentru că fiecare știți să-și apără pielea, dar să știți că sunt probleme nu din datorită nouă ca operator de transport, ci datorită faptului că în tot orașul e un doar din acest motiv sau considerați că sunt prea multe taximetre?
Nu. La ce anume spuneți că nu, nu. Ce să vă spun? Că nu au locuri de parcare și așa mai departe, că e spațiu mic. Legea reglementează, nu. Multe... taximetriști, multe mașini taximetriști sau taximetri nu sunt la stradă. De ce? Pentru că le sunt practic limitate și practic prin legea 38. În schimb, ceea ce vă spun e sărăcie. Deci nu sunt clienți, nu sunt bani. Și atunci când nu sunt bani, ei nu sunt în mișcare. Pentru că dacă, să vă dau un exemplu, dacă ar fi ca fiecare dintre noi, și vă dau un exemplu foarte clar, ar circula cu taxiul, ar fi foarte bine, pentru că n-ar plăti un impozit, fluidizarea ar fi mult, adică mașinile ar fi mult mai rare sau traficul ar fi mult mai fluidizat, mai lejer. Și totodată, zic, nici taxiul n-ar mai încurca în stația de taxi. Tocmai de aceea nu sunt foarte mulți clienți, noi suntem în număr de 1680, o parte dintre ei sunt retrași, dar în trafic zilnic, așa să facem o medie, sunt în jur de 800-900 de mașini la stradă. Domnule Manulachi, da, vă rog. Vă mulțumim foarte mult. Vă doreați să mai spuneți încă o... Deci zona Nicolena, din punctul meu de vedere, la această oră, se lucrează foarte mult pe podul de la Bazar, în pasărea Scoina. Da, le-am notat. Mulțumim foarte mult. Nu avem ce face. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la Vocile Iașului. Câteva probleme care le ridică cei de la Camera Taximetriștilor, dar vreau să vă întreb despre prima pe care am specificat-o, domnul Manulache. Da. Cea cu intersecția de la Fundație și cu prioritatea de dreapta. Dacă ce ar trebui... se întâmplă? Da, vă rog. În mod normal, circulația într-un sens giratoriu e prioritate de stânga. A fost cândva de dreapta, cu scuzele de rigoare față de domnul Manulache, cu care am o cooperare foarte bună, profesională. În urmă cu două luni am și avut o întâlnire și le-am ascultat și dat dreptate în proporție de 60% la probleme care le-au ridicat. Însă, dacă luăm în considerare numai Bulevardul Carol și Bulevardul Independenței, am putea spune că e un bulevard la fel de mare, cu un trafic poate și mai mare decât Bulevardul Carol. La ora actuală, în municipiul Iași, avem un trafic infernal. Pe orice stradă pe care ne aflăm, sunt foarte multe mașini, a devenit intens, astfel încât numărul n-aș putea să-mi permit acum să spun că acolo, dacă s-ar da prioritate circulației din Bulevardul Carol, ar fi mai bine. Însă eu vreau să spun că avem 3 cadre de poliție plus șeful biroului rutier Iași, care ține o legătură permanentă cu Comisia de Circulație, cu domnul primar, care este informat de către direcția tehnică, de către domnul viceprimar Chirica, și care, înainte de a lua o hotărâre privind acordarea de prioritate unui sens de circulație, unui bulevard, mai întâi se studiază câteva zile și se văd valorile de trafic, care diferă de la o zi la alta. În ziua de luni într-un fel, vinerea, sâmbătă, duminică e în alt fel. Părerea mea, ca și polițist, da, care circulă frecvent, și eu îmi duc elevul undeva în Copou, n-am să dau denumirea neapărat a liceului, dar mă confrunt cu aceleași probleme. Părerea mea este că modul cum este sistematizarea făcută la rondul de la Piața Eminescu sau de la Biblioteca Mihai Eminescu este bun. Că poate fi îmbunătățit, sunt de acord. Dar, dar se poate schimba în condițiile în care prioritatea de pe Independenție este preluată de pasajul subteran? Poate atunci, aceasta ar fi condiția în care... Totul va fi, alta exact. Va fi situația. Însă acum, dacă am dat prioritate Bulevardului Carol, e o problemă. Dimineața e foarte aglomerat, urcare spre Grădina Botanică sau spre Agronomie, spre Universitatea Ion Ionescu de la Brad. După amiaza, orele 12, 14 și între 16 și 17... Ai percepția că nu se mai poate circula, că traficul este blocat. Din punct de vedere al interesului poliției rutiere, și aici trebuie să amintesc și poliția locală, care ne acordă un sprijin real. Nu știu ce ne-am fi făcut fără, pentru că de multe ori polițistul e transformat într-un fel de semafor. Însă semaforizarea de multe ori nu rezolvă problema și putem da exemplu când plouă, când polițiștii nu chiar pot sta când plouă torențial și atunci observăm blocaje rutiere.
Sigur, acum o să extrapolez la aceste șantiere, numeroase șantiere. Suntem nemulțumiți, foarte mulți sunt nemulțumiți, dar în același timp nu avem încotro. Sunt niște termene de execuție. Ideea este că orice șantier ștrangulează traficul, așa cum atunci când plouă sunt tot felul de intemperii, deja reduc traficul. Însă vreau să spun că peste tot în municipiul Iași este loc de o sistematizare mai bună. Nu vreau să ne disculpăm absolut nici într-un fel și nu sunt tipul ăsta de om. Însă există un circuit, o informare reciprocă către primărie permanent. Spuneam că avem 3 lucrători împreună cu șeful biroului rutier, desigur și cu mine, care suntem atenți la reclamațiile cetățenilor. Vreau să spun că și domnul Chestor Scămiciuc la un moment dat avea, nu vreau să spun numărul de pagini, cu mesaje de la participanții la trafic, cu tot felul de propuneri reale. Acum nu pot fi făcute toate într-o secundă, necesită timp. Cert este să și noi să conștientizăm, să fim atenți la propuneri, așa cum și domnul Manolache spunea de multe probleme cu care se confruntă și de care este nemulțumit, așa cum și pe noi ne mulțumește anumite situații. Însă facem tot posibilul ca împreună cu celelalte instituții care au competență să reușim. Însă iată că nu rezolvăm problema fără concursul tuturor participanților la trafic, fie că sunt pietoni, fie că sunt conducători auto, nu neapărat șoferi. Nu doar instituțiile, desigur. Într-un fel ați răspuns și domnului Manolache în legătură cu fluidizarea. E important aici să contribuie toate instituțiile, primăria, firmele, poliția, șoferii și așa mai departe. Dacă este să discutăm despre această problemă ridicată de dumnealui, poate continuăm puțin după pauză, în ce nu știu, condiții s-ar putea schimba acolo acea prioritate de dreapta să fie prioritatea de pe Bulevardul Carol, dacă cei care vor circula prin pasaj oricum vor avea prioritate. Adică din că va fi gata pasajul, sigur că vor fi... După o scurtă pauză, revenim în câteva momente. Continuăm discuția la Vocile Iașului împreună cu comisarul șef Liviu Zanfirescu, șef serviciu rutier Iași. Discutam prima parte pornind de la acel accident de ieri, dar am dezvoltat mult mai mult și am trecut la întregul trafic din municipiul Iași. Poate discutăm chiar și de aspecte care țin de județul Iași, desigur, sau de mai larg, de regiune eventual, dar rămânem la acest mic exemplu pe care l-a dat Mircea Manolache, președintele Camerei Taximetriștilor, și anume acela că în fundație, din punctul dumnealui de vedere, poate ar trebui schimbat nu sensul giratorului, ci prioritatea, adică cei care vin dinspre Bulevardul Independenței să cedeze prioritate pentru cei care coboară Bulevardul Carol. Ați explicat de ce nu este, să spunem, punctul dumneavoastră de vedere nu este același, dar în perspectiva în care va intra în funcțiune pasajul și cei din Bulevardul Independenței vor avea oricum circulație fluidizată spre Păcurari, cu alte cuvinte, prioritatea se mută în subteran, se poate modifica la suprafață? Da. Și în prezent se poate modifica și trebuie să vă spun că chiar ne dorim să asigurăm toată flexibilitatea necesară, astfel încât propunerile cetățenilor să le punem în practică. Așa că în cursul zilei de mâine îl voi informa cel puțin pe domnul viceprimar Chirica, astfel încât să stabilească o ședință cât mai repede a Comisiei de Circulație, să studiem valorile de trafic, așa cum am mai spus, și dacă această propunere a domnului Manolache este, așa cum a argumentat dumnealui, fezabilă, o punem în practică. Însă vreau să spun că orice schimbare de indicator necesită prezența a cel puțin o săptămână a unui echipaj de poliție, pentru că viața ne-a demonstrat că foarte mulți circulăm, după cum știm, cel puțin localnicii, cei din municipiul Iași, circulăm după cum știm că este sistematizarea rutieră, cum sunt indicatoarele. De acord, însă în momentul în care se va da în funcțiune acel pasaj subteran, lucrurile se vor schimba total. Și atunci vor fi, practic, alte cifre, alți indicatori de trafic. În primul rând, circulația pe Bulevardul Carol sunt sigur că va avea prioritate și la coborâre și la urcare.
Însă până atunci probabil că se va configura foarte bine cum se va circula. Însă știu că Primăria Municipiului Iași e în derularea unui proiect foarte bun pentru Municipiul Iași privind circulația rutieră cu senzori la fiecare intersecție. Sistemul de management integrat al traficului rutier, care va rezolva tot ceea ce se discută astăzi. Pentru că în funcție de valorile de trafic pe un anumit sens, îi va da prioritate, se va asigura prioritate. Ce vreau să spun cu privire la, dar nu știu dacă am răspuns în întregime referitor la, aș trece la următoarea întrebare, ceea care ne nemulțumește pe cei mai mulți sau chiar pe toți, cu privire la fluidizarea traficului rutier. Traficul ar fi fluent în municipiul Iași dacă foarte mulți dintre, nu foarte mulți, câțiva nu ar crea probleme și nu ar parca, nu ar dubla oprirea autoturismului. Aici nu mai vorbim de semne și indicatoare, ci vorbim despre comportamentul. Exact. Și dau exemplu și mă leg de ceea ce a spus domnul Manolache pe Bulevardul Nicolina. Acolo lucrările au mers excepțional și merg excepțional pe Bulevardul Nicolina. Știu și din și primăria anunțat graficul mesajele lucrărilor pe Facebook sau pe site, în fine, firma respectivă, nu știu care este, sau nu firmele respective au fost felicitate, foarte multe mesaje pozitive, au mers foarte bine, însă am avut deseori semnalări cu autoturisme parcate pe partea dreaptă, pentru că acolo sunt două benzi la limită și pe o parte și pe alta. O singură mașină, dacă era oprită dimineața, când toți cetățenii, toată lumea Iașului vine din capăt cu către zona centrală, deja s-a ștrangulat tot traficul. Și atunci vorbim de confortul individual sau de un confort social. Trebuie să ținem cont un pic și de ceilalți. Dacă am oprit mașina că îmi permit să plătesc o amendă sau foarte că des. Se întâmplă să foarte punem des. Avariile. Punem avariile, opinem. Avem dita mai mașina care nu vreau să fac comentarii. Adică chiar nu ținem cont un pic de trafic și să văd că din cauza mea am făcut praf tot ce înseamnă fluență. Aici e marea problemă. Nu vreau să fie laudă că am fost și eu în străinătate, dar am fost pe sectoare de drum în state ca Ungaria, Austria, Germania, unde se efectuau lucrări la infrastructură, chiar și pe autostradă, o sistematizare ca la carte, dar fluență. Adică chiar dacă mă deplasez cu 40 la oră, dar nu stau un sfert de oră ca să mă pun în mișcare. În același timp vreau să vorbesc despre lipsa polițiștilor în Podroș. Dacă nu avem de unde, pentru că efectivele nu sunt suficiente pentru ceea ce este municipiul Iași astăzi, la dimensiunea traficului rutier. Și la rond, dar și la intersecția de la BCR. Așa cum funcționează acum intersecția cu semafoare, foarte mulți forțează la 3 secunde, mai sunt 3 secunde de verde. Eu sunt conștient că îmi trebuie 10 secunde să traversez intersecția, că nu pot să traversez ca un glonte. Mai forțează și altul că pleacă, se pregătește și accelerează și pleacă și în prima secundă mai devreme. Și atunci aș vrea să amintesc un accident mortal într-o zi normală, fără șantiere, în Podroș. Când a murit, mi-amintesc într-un taxi o doamnă profesoară. Pentru neacordare de prioritate. Adică mă gândesc cu tot în altă parte sau nu țin cont de ceilalți parteneri de trafic. Și atunci totul se transformă într-o catastrofă. Lucruri grave din cauza neatenției, chiar în zone unde se circulă. Eu insist pe prudență. Insist pe prudență. Nu mai spun și de tineri care nu trebuie să generalizăm. Majoritatea, ne vedem de ale noastre, suntem respectoși în trafic, dar e suficient câțiva, 5, 10. Și a dărâmat tot ce este bun. Trăim într-o societate din aceasta care ne fugărește. Secolul trecut se spune că era secolul vitezei. Oricum și acum nu avem timp, ne grăbim mereu să ajungem la destinație și în același timp avem aceste probleme, că traficul nu este fluent. Este prea vizibil ceea ce spuneți dumneavoastră și cred că toți suntem la unison cu această percepție. Însă mi-amintesc că domnul Manolache spunea că la ora 7:30 pleacă de acasă. Da. Păi face 20 putea să facă lucrul ăsta cu 5 ani sau cu 3 ani.
Dar acum eu dacă plec la 7:30, nu din Nicolina, din Cantemir, nu mai am șanse să ajung la serviciu cu mașina. Mai degrabă merg pe jos. Sigur că nu o fac, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, suntem toți într-o agitație. Dacă suntem 4 membri în familie, vrem să ajungem toți la timp. Dar dacă plecăm la 7:30, nu mai reușim, pentru că trebuie să admitem că trăim alte vremuri. Domnul deputat Daniel Oaждea se alătură dialogului nostru. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! De la 1 iulie s-a stabilit deja, codul rutier va fi modificat, vor crește amenzile practic de circulație mai mari. Este practic o măsură care vine, o măsură politică până la urmă, este modificare a ordonanței de urgență. Cum vi se par aceste amenzi? Sunt foarte mulți oameni care spun că sunt mult prea mari pentru, sau în comparație cu faptele. Eu cred că sunt într-adevăr mult prea mari și mai mult decât atât, nu sunt date pentru ce trebuie. Spre exemplu, se dă amendă de peste sau de în jur de 400 de lei pentru că nu are un șofer actele la el. Lucru care se poate verifica simplu, că nu mai trăim acum câteva zeci de ani când să nu există tehnologie. Poliția are, adică dacă cineva nu are certificatul de înmatriculare, primește o amendă de 400 de lei. Sau peste, chiar peste. Nu mai știu exact cât e suma. Nu e normal. Pe de altă parte, chiar controlele la rutieră, după părerea mea, și aici repet o părere personală, poate greșesc, nu se fac acolo sau la ce trebuie mai exact. Să stă cu dispozitivele astea radar prin tot felul de curbe, mă rog, pe unde șoferii poate depășesc sau nu, dar uneori se stă și pe o somn de drum unde, chiar dacă mergi mai repede, nu se întâmplă nimic. Dar în același timp, și observ eu că nu se controlează deloc farurile. Sunt foarte mulți șoferi, dacă mergi noaptea, care au luminile nereglate și care orbesc pe ceilalți participanți la trafic. Și eu cred că ăsta e un mai mare pericol pentru circulație decât să ții polițiștii să dea amenzi cu radarul după toate colțurile. Mai bine s-ar face și verificări pe timp de noapte la aspecte genul ăsta sau mai mult. Sunt șoferi care... Nu mulți, adevărat, dar în fiecare noapte, eu dacă mai fac București, aș găsesc, care nu au poziție sau fază, nici ori pe stânga, ori pe dreapta, sau nu au în spate stopuri. Aici eu cred că sunt deficiențe foarte grave și astea ar trebui să sancționate mai dur. Și nici amenzi prea mari, dar e degeaba. Adică trebuie, din punctul dumneavoastră de vedere, sancționați acei șoferi care incomodează pe ceilalți în trafic și mai puțin cei care nu au un act la el. Care pun în pericol, corect, da. Deci care pun în pericol siguranța circulației. Și acum, nu știu, legea e lege și trebuie respectată, dar toți știm care conducem că sunt ronsoane de drum unde e adevărat că depășim viteza, dar nu înseamnă că pui în pericol pe cineva dacă, spre exemplu, drumul e liber, e drept, nu-i nimeni pe drum. Eu cred că e un pericol mult mai mare dacă depășești viteza într-o zonă unde sunt treceri de pietoni, într-o zonă aglomerată, dacă calci linia continuă și, mă rog, faci toate abateri. Dar, spre exemplu, ca să discutăm, că vorbim postul de televiziune cel puțin în Iași, la ieșirea din Iași, mă refer la ieșirea din Bucium, până la ieșirea din pădure, sunt restricții foarte mari, adică nu ai voie să mergi cu o viteză foarte mică și dungă continuă pe kilometri întregi. Ei, acolo nu știu cine a pus-o și de ce a pus-o așa. Că și viteza e prea mică, întâlnești un camion, atunci ești obligat să treci pe linia continuă. Acolo a fost și incidența accidentelor e destul de mare, cred, acolo. Păi spun și așa, o să fie și mai mare dacă e așa. Înțelegeți? Pentru că ar trebui din loc în loc să-ți dea voie să depășești acolo, evident, unde se poate. Se poate în câteva locuri, dar nu se permite nici acolo. Categoric că omul nu stă jumătate de oră și nici poliția nu stă tot timpul acolo ca să supravegheze traficul rutier, așa că, fiind dungă continuă într-o parte în alta, nici nu știi unde e bine să depășești, depășești pe oriunde. Aia este iar o problemă și cred că incidentele nu vor scădea, ci vor crește. Și n-am văzut chiar enorm de multe accidente rutiere acolo. Eu din ce știu, pe zona spre ieșire din Iași către Târgu Frumosul mai mult. Dar, mă rog, nu pot pretinde că mă pricep foarte bine aici, dar câteva chestiuni sunt clare. Pe de o parte ar trebui făcute controle și mărite amenzile acolo unde, prin conduita șoferului, pune în pericol siguranța circulației clar și fără discuții, așa. Pe de altă parte,
Și amenziile ar trebui cumva corect stabilite în funcție de gravitatea faptei. Este o formulă, un principiu în acesta aproape matematic, prin care se, în funcție de punctul amendă, la un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, deci dacă salariul minim brut pe economie crește, automat trebuie să crească și punctul, valoarea punctului amendă. Da, eu știu, dar prin noul cod, codul pe care vrea să-l adopte guvernul, se intenționează chiar și așa să crească valoarea punctului de amendă. Da, deocamdată încă nu l-au. A fost în dezbatere, a fost până la urmă abandonat, cel puțin momentan. Da, a fost în dezbatere, dar asta vă spuneam, adică lucru care mi se pare neregulă. Amenziile oricum unele sunt foarte mari și, spre exemplu, v-am dat exemplu acela cu un șofer care nu are actele la el. Alta e să nu aibă actele la el și alta e să facă o abatere. Actele, dacă nu le are, le verifici rapid și îți dai seama dacă sunt în regulă sau nu, pe când dacă ați avut și o abatere care îi pune pericol pe ceilalți, e cu totul altceva și cred că atunci... Bun, până la urmă, aceste modificări trebuie să vină din Parlament, adică... Categoric vor ajunge și în Parlament. Mai mult, este o prevedere, o modificare, dar nu a trecut. Spre exemplu, un șofer astăzi, dacă ia o amendă în satul mare, trebuie să se ducă în satul mare să o conteste. Lucru care nu e în regulă. Aici, sigur, avizul guvernului nu a fost favorabil. Deci de la interne spunând că ar fi mult mai greu să deplaseze sau martori sau așa, lucru care nu e adevărat. Că martorii, de regulă, dacă are un șofer care trece prin satul mare, sunt cei care sunt cu el, că de pe stradă nu are cum să ia. E mult mai puțin probabil să ia de pe stradă. Pe de altă parte, poliția rutieră dispune de juriști în fiecare județi, sunt specializați, știu ce vorbesc, nu cred că nu ar putea să apere poziția statului în raport cu cineva care face plângere. Cred că ar fi corect să poți să dai în judecată absolut în localitatea de domiciliu sau acolo unde ai fost sancționat, pentru că nu e regulă să plimbi pe cineva care poate are dreptate, că pornim de la prezumția că nu face contestație decât dacă are dreptate, și atunci să-l duci, spre exemplu, din Iași la satul mare să facă o contestație. Cred că trebuie îmbunătățit codul rutier, cred că îmbunătățirea lui trebuie să rezulte în urma unui dialog public între cei din poliția rutieră, între reprezentanții ai șoferilor. Sunt diverse instituții care sunt implicate în, spre exemplu, chiar și cei de la drumuri, cred că ar trebui să participe la o astfel de dezbatere. Nu de puține ori. Și să fie luați în seamă de uneori guvernul introduce ordonanțe de urgență sau de guvern. Corect. Și o altă problemă care o întâlnim pe drumurile din România și cred că toată lumea știe de ea, este prezența griblurii pe carosabil. Vara dau cu griblură, iarna dau cu material antiderapant care nu mai respectă nici măcar normativul adevărat, e pietroaie. Și din această cauză, foarte mulți șoferi cheltuiesc imens ori prin firmele de asigurări, ori direct pentru a schimba parbrizele, pentru a vopsi mașinile. Ei, și aici ar trebui și aici aplicate da. Sancțiuni. Cred că și aici și rolul poliției rutiere ar trebui să fie mult mai activ, chiar să propună sancționarea celor de la drumuri. Mulțumim foarte mult, domnule deputat, pentru intervenția dumneavoastră și pentru toate aceste detalii. Erau necesare ca o completare, domnule comisar șef, câteva lucruri, pentru că sunt lucruri care le stabilesc cei din legislativul, iar dumneavoastră, polițiștii, le aplicați. În fond, nu trebuie neapărat să le comentați sau să le... Nu, dar exact. Mi-aș dori să vă rog. Fac câteva precizări. În primul rând, din expunerea făcută de domnul Daniel Oaștea, vreau să vă spun că toate problemele sunt pertinente. Poate că vă surprinde că spun lucrul ăsta, deci nu este o chestie de pieriaj, însă se vede că domnia sa circulă, spune lucruri din practică, însă o să am câteva completări. O să încep cu prima parte. La ora actuală noi nu ne putem permite să acționăm haotic. Îmi permit să spun da. Și eu, avem aproximativ 6 minute. Termin într-un minut ce da, vreau să spun. Deci nu ne permitem să lucrăm haotic pentru că avem prea mult de lucru. Dacă luăm 8 ore de lucru, 4 ore suntem la dirijare. Dimineața de la 6.30 până la 8.30, apoi la prânz, câte o oră jumătate, apoi la orele 16. Rămâne puțin lucru pentru acțiuni de genul
stat la pândă, să spunem că nu mai stăm nici la pândă. Însă, într-adevăr, sunt anumite tronsoane de drum și discutam cu un fost șef de serviciu săptămâna trecută. Și mi-a propus să fac un studiu, așa, rapid, să vedem dacă, într-adevăr, cuantumul amenzilor rezolvă problema. Sau restricțiile de viteză. Și mi-a demonstrat că restricțiile de viteză numeroase nu face decât, după ce se termină restricția, asta în condițiile în care este un echipaj de poliție, toți conducătorii auto vor demara în trombă și vor circula cu viteze mai mari. Exact. Așa că dumnealui mi-a făcut o propunere să aduc aceste argumente și să mărim vitezele astea și să mai reducem din restricții. Însă am încercat acest lucru în zona DN28 Osoi și n-am avut la acest tronson pe domnul deputat. N-am avut noroc. Însă, mergând cu domnul director de la Secția Drumuri Naționale Iași la fața locului, cu o fișă, cu vreo 10 accidente care s-au întâmplat anul acesta, am ajuns la concluzia că cauza generatoare este infrastructura, de fapt, carosabilul. Cândva s-a pus criblură, criblura aia s-a uzat, s-a lustruit și foarte mulți care nu au abilități practice, nu țin cont de carosabil, nu se uită un pic la textura asfaltului. Din momentul în care a coborât de pe, spunem coborât, pentru că sunt uneori și diferențe de nivel, sau când a trecut de pe porțiunea cu asfalt bituminos, pe asfalt cu criblură și plouă sau e ghețuș, l-a surprins și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Așa că noi suntem, poliția la ora actuală este prezentă în zonele cu risc maxim, unde se produc accidente datorită vitezei, unde se produc tamponări frontale. Însă vreau să vă spun că am luat aminte... Acest lucru înseamnă, nu? Că poftiți? Nu a permis infrastructura. Acest lucru înseamnă că nu ați avut noroc să măriți. Da, nu, a fost alta cauza, nu restricția de viteză. Oricât am vrut noi restricție de viteză, tot nu s-a rezolvat, pentru că problema era alta. Și mergând la fața locului, am stabilit-o și urmează să se toarne asfalt bituminos, fără cribluri. Am spus să se renunțe la așa ceva. S-au întocmit și documente în acest sens. Din punct de vedere al unor defecțiuni tehnice, sigur că domnul Daniel Oajdea are dreptate, însă vreau să vă informez că lucrăm permanent cu Registrul Auto Român, însă ceea ce vom schimba în perioada următoare vom lucra noaptea. Că, într-adevăr, și traficul pe timp de noapte este dificil, însă la fel am să spun că numărul accidentelor nu este atât de mare, așa că noi acționăm pe zile și intervale orare critice. De exemplu, în ultimele două luni, cele mai multe accidente s-au produs în intervalul 16-21. Permanent monitorizăm. Sau, în luna aprilie și mai am avut 19 accidente cu bicicliști și a culminat cu un accident mortal la Tomești. Adică un biciclist, nu știu ce a dorit să fac cu viața lui, dar s-a sfârșit tragic, a coborât cu bicicleta dinspre poliția Tomești, să spunem, către centrul localității a comunei Tomești și a mers atât de tare încât n-a mai putut controla bicicleta, a pătruns pe contrasens și s-a tamponat cu un Volkswagen. Acum n-am de unde să știu dacă putea evita sau nu. Deci sunt foarte multe probleme. Chestiunea cu tehnologia pe care o are poliția, da, avem tehnologie și nu se pune problema că la ora actuală cineva nu mai prezintă documentele. Poate să nu le prezinte. Îl informăm că de la data de i s-a suspendat permisul de conducere sau s-a luat o anumită măsură, că are deja acumulate un număr de puncte care atrage suspendarea și vreau să spun și să asigur pe toți cei care ne ascultă că suntem conștienți. Punctajul, de exemplu, care se acordă pentru anumite încălcări de lege, chiar produce efecte, sigur, în timp. Este introdus de câțiva ani buni. Efectele se cunosc ulterior. Sigur că sunt multe lucruri de făcut, de aceea eu sunt foarte mulțumit că nu vorbesc doar eu, de exemplu, și în toată țara sunt astfel de emisiuni și apar tot felul de propuneri care sunt pertinente și de care noi trebuie să ținem cont. Însă vreau să asigur pe toți că la ora actuală nu ne interesează numărul de sancțiuni, nici cuantumul lor, dar urmărim cel puțin din punct de vedere al managerilor, inspector șef, adjunct, șef de serviciu, șef de birou, să fim prezenți acolo unde se întâmplă, nu să stăm la pândă, la colț, pentru a veni încărcați cu un număr de amenzi, pentru că nu rezolvăm problema.
Domnule comisar șef, am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult. Vom reînnoi invitația, poate cât mai curând, pentru că sunt multe lucruri pe care încă nu le-am abordat. Și nu neapărat eu, dar desigur că vă mulțumim. Către Poliția Rutieră, desigur. Da. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașiului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine seară de la ora 19 la o nouă ediție a emisiunii Vocile Iașiului. Acum vă urez o seară liniștită.